Dacă vă era dor de Iana, vă pot spune că este proaspăt absolventa unui curs de unghii. Mi-a plăcut să o văd la muncă, gen lucrează cu mult drag și spor, se vede că și-a dorit foarte mult să-și ia acea diplomă. Este clar că de acum va trebui să profeseze în domeniu, gen să prindă experiențe, pentru că știți că nu este o muncă tocmai ușoară și mai ales că lucrează cu clienții și clienții nu sunt întotdeauna foarte mulțumiți de prestația noastră și atunci trebuie să experimentezi și să pui cât mai multe unghiuțe și să faci tot felul de forme și în primul rând necesită o igienă foarte, foarte mare pentru că cuticulele acelea se pot infecta și apoi iarăși probleme, dar cu siguranță dacă își dorește acest lucru o să evolueze și o să facă tot ce este necesar pentru a fi cea mai bună în domeniu. Bravo, Iana!